Joi 12 iunie, în cadrul ședinței de Consiliu Local, se va decide dacă proiectul de construire a unui complex rezidențial de vile va primi aprobarea aleșilor locali. Potrivit primarului Ion Lungu, pe acest proiect apele au fost agitate degeaba, dar are încredere că în ședința de mâine totul va decurge normal. De asemenea, un alt proiect pe ordinea de zi se referă la acea documentație de urbanism și aici, sigur că am văzut, s-a făcut mult tantam pe această temă. Eu spun că nu prea este motiv pentru a se face acest tantam. De ce spun acest lucru? Noi, primăria municipiului Suceava, am, operat cu celeritate, am dat curs urgent acestei solicitări a acestui investitor, de cel s-a adresat la primăria municipiului Suceava în luna aprilie și noi deja în luna mai am intrat în Consiliul Local. Cu o documentație destul la laborioasă, este vorba de un cartier de vile, e foarte bine, eu ca primar totdeauna am fost de acord ca oameni, agenții economici să investească în municipiul Suceava. Una din țintele mele și mare parte este atinsă, este de a crește veniturile proprii ale primăriei municipiului Suceava. Realizarea unui nou cartier înseamnă venituri proprii mai multe la municipiu. Sigur, cu o singură condiție, să fie îndeplinite toate cerințele legale pe linie de urbanism. Așa cum se știe, au fost discuții în Consiliul Local. Eu, ca primar, mi-am făcut datoria, am avut discuții în Comisia Tehnică. Comisia Tehnică a dat acel acord care este unul consultativ. Domnii consilieri au și dreptul la propria lor opinie. Atunci când președintele Comisiei de Urbanism, domnul Dan Roibu, a cerut niște clarificări, domnul Așopsi, care este liderul consilierilor PDL, cel mai mare grup din Consiliul Local, a trebuit să țin cont de acest lucru și am retras proiectul pe ordinea de zi pentru clarificări. Eu zic că nu e niciun fel de problemă. Sigur, în același timp, așa cum am spus, am cerut domnilor consilieri să consulte din nou documentația, să meargă la fața locului, să își facă propriile lor păreri și am pus din nou proiectul pe ordinea de zi. Dintr-un singur considerent, așa cum se știe, este perioada de vară și măsura în care se aprobă această documentație, constructorul poate trece la treabă, să nu zic că l-am încurcat noi la primărie. Dar s-a făcut un tantam gratuit, eu spun, la primăria municipiului Suceava. Eu, ca primar, am fost de bună credință, eu zic și consilierii locali la fel, au și ei dreptul la păreri, la opinie. Să face o presiune de asta în care nu prea este normală, că suntem obligați, nu știu ce termen, să aprobăm. Eu spun că această documentație a fost promovată cu operativitate, cu celeritate. În aprilie s-a adresat, am introdus-o pe ordinea de zi a Comisiei Tehnice, am intrat cu ea în discuție în luna mai. Adică nu a stat 3 ani de zile la primărie și nu a obținut avizii necesare.